Se pare că munca la stat ea nu este chiar atât de rău remunerată. Cel puțin în unele instituții, dacă nu remunerarea, cei ce pe lângă remunerare e foarte motivant ca să iei un job la stat. Asta mm -hmm. noi am aflat săptămâna aceasta, când, când în dimineața zilei de luni, 1 aprilie, o foarte bună zi de făcut glume. Ofițerii Centrului Național Din Anticorupție au efectuat 16 percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul comiterii infracțiunii de corupere pasivă și corupere activă. Uh. Este vorba despre mai multe persoane care au fost reținute la serviciul VAMAL pentru 72 de ore. Este vorba despre șapte inspectori vamali aeroportului Chișinău care sunt cercetați pentru acțiuni de corupție. Trei din aceștia sunt copii de actuali sau foști deputați. Am eu încercam să leg cronologic. Mă că, dacă nu greșesc, poate voi mă puteți corecta, poate voi ați urmărit, mă tincă că prima mențiune a faptului că cineva din cei reținuți ar fi fost rude sau copii de deputați actuali sau foști, au fost la Grosu, Igor Grosu, președintele Parlamentului, care au menționat că ar fi fost vorba de fiica unei deputate PAS și i-ar solicita să depună mandatul de deputat, corect? Da, eu așa am văzut. Deși mie mi se pare că eu am văzut noutatea pe Telegram dimineața. Că de obicei cei ce ne-au nu anunțat că e vorba de foști copii deputați. Cumva informația asta a apărut din surse, primă confirmată. Și după asta, unicul deputat mudreac de la socialiști. Uh, Oi, și ce vorbit, dacă uh, unul din ăștia, că e vorba de trei copii, de, de, de doi copii de fost deputați, un copil de actuală deputată și doar unul din ei a fost uh, plasat în ares, la domiciliu. Da, dar hai să le dăm da. mai multe detalii oamenilor să știe. deci. Mai da, detalii hai deodată în, în video, da, este un fratele... fragment de video care merită ascultat, pentru că aici iarăși se deschid o poartă spre discuții filozofice foarte uh, curioase. Așadar. Eu vă recomand, prieteni, dacă nu urmăriți a dacă nu aveți poate Facebook, urmăriți pe YouTube, ei destul de harnici la a plasa uh, materiale faine, înregistrări audio. Iată ce este un fragment de înregistrare cu momentul în care se transmit mijloace bănești. Și stai să văd, prima, prima nu mi-e clar, prima secvență nu mi-e clară, dar e ca două deja mai clară. Se discută în rusă, da? Hai să încercăm să atragem atenția. Ce-mi

Ну, вы сказали, что ну хай, сколько нужно, заплатите все. Я вроде со складчива не царя, за узбачива не чтобы инспектор вамал, ну, пытаясь сказать, что пытаясь контрамитие, а ситуация. И инспектор говорит, не шо, ну, ты на 100? Da, 100. И он говорит, 200 могу. И он не говорит. 300 nu nada. E cu bun simț l-a luat mită. Ia ca și în momentul ăsta eu mă eu nu știu prieteni, poate cineva din voi vrea să recunoască în comentarii. Eu n niciodată n-am fost în poziția unui inspector vamal ca simt că eu pot influențat de o sumă de bani să învârtesc legea și mai puternic decât ce spune buchea legii și să facilitez o, o ilegalitate. Deci eu n-am fost în această chele și eu nu știu cum simte acest om, dar omul ăsta nu doar simte într-un fel care nu e nici străin și departat. Dar el încă și reușește să zic că nu, hai că 300 e prea mult și după asta de motiv. 300. Nu, tibia sfatba. Cumva eu a ajuns în discuție să afli că ăsta care încalcă legea și propune mită, are o nuntă și inspectorul va mal zice, nu, hai că 300 e prea mult, asta ai nuntă, economisește 100 de euro. Dar eu aș propune să vorbim despre acest inspector va mal prin prisma unui reprezentant al statului. Vine omul într-un stat. Vrea să treacă hotarul Și un alt om, reprezentantul statului Stă la hotar și spune Treci, nu treci, da? Și iată statul, în persoana acestei În persoana acestei angajat. Una caldă, una Da. Statul spune, ai venit? Da ce ai acolo în valiză? Nu-ți dau voie să intre, Dar el spune, da poate totuși cumva Cumva cât? Și atunci ăsta spune 100 la care statul spune puțin, la mine în stat trebuie să intri cu mai multă. așa iese. La care ăsta spune hai cât vrei, 200, 300 la care statul spune nu, 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 eu stat de bun simț. Eu când mă corup, eu coru mă corup cu bun simț. <laughs> hai cu 200. Și omul spune a, dar ei cred că au reușit să vorbească din și statului s au făcut milă. Băi, deci, Asta asta în continuare se întâmplă în Moldova. Noi pe de o parte începem negocierile cu Uniunea Europeană, dar pe de altă parte noi în continuare auzim așa ceva și ne dăm seama că noi n-am evoluat nici măcar atâtica în ce privește, bine, poate eu acum generalizez și nu i bine să generalizez. Dar anume acest tip de știri Creează percepția cetățeanului că hmm. noi nu am evoluat, noi am rămas în continuare poporul ăla plin de corupție, cu funcționari corupți până în măduva oaselor de care noi nu putem nici de cum scăpa. Uh, stai, da, știu, e generalizare, doare și noi nu știu cum tăți ne considerăm că facem parte din această oală de conațional și parcă când stai să te gândești poate să apară momentul în viața fiecăruia când tăți o să de putere și o să devină corupți. Dar totuși eu, eu, dau o leacă vina și pe mine. Eu realizez că sunt național de -ai mei, oameni care probabil stau în, în așași cafenea, stau în același rând la plătit în magazin sau stăm în același ambutiaj. dar eu nu mi dau seama, n-am capacitatea de a înțelege cum simte și trăiește omul ăsta care reușește să-și să accepte mită, dar în același timp zic că nu stai că e prea mult, că tu ai nuntă E ca cum asta se pupă neurologic într-o ființă, pe nume Inspector Vamal. Nu a plăcut și definiția Organizației Transparency International a noțiunii de corupție. Abuzul unei puteri în care tu ai încredere pentru beneficiu privat, da? pentru un câștig privat. Cum mai este că oamenii normal. nu, adică nu, nu e, prea au încredere. Care, da, nu e că vorba de încredere. E ca statul are încredere într-un Inspector Vamal, că el va executa o parte din datoriile care le are. Să nu le să iasă din țară sau să intre în țară bunuri nedeclarate. Mai știu, mai sunt acolo o serie de cerințe. Dar el, pentru interesul lui personal, a zis, asta e o leac. Statu are încredere în mine, cetățenii au încredere în mine. Și omul ăsta care are nu are încredere în mine. Atât de tare are încredere în mine că e gata să dai 300, dar eu sunt gata să accept 200. Eu chiar cred că omul ăla, când a dat mita, a spus de la mine, mai puțin. <laughs> Dar de la Bojica de am ține cât o fi, 200. Mulțumesc că nu mi-ai cerut mai mult. Măi, da, asta în continuare se întâmplă și cu atât mai dureros este asta, chiar dacă probabil e relevant că acei care au fost prinși cu luatul mitei sunt urmași de deputați bine șapte, unu, oameni, mai șapte persoane reținuți, dintre da, care da, trei, da, trei sunt copii de deputați hai să-i da, luăm la rând să din start se deschide o, o, o paranteză știi în care te întrebi preciz joburile joburile astea să iau tot contra mită. Dacă ai relații și ai tată mamă deputat deputată înseamnă că poți obține un job la serviciu vamal n-avem cum proba asta din păcate asta doar adaugă la, la Polonicul mare din neîncredere unii în alții, neîncredere în instituțiile statului, și întrebarea de și când și cum asșuire acel rac pe munte, da? Da, dar pe de altă parte, Andrei, faptul că cineva din familia ta a luat o funcție de deputat, nu poate să te priveze pe tine de dreptul de a aplica la un job la alte instituții de stat. Asta, Asta e tot un interesant subiect. Nicurios, și credeți voi, pentru că Igor Grosul crede că. Asta cumva afectează faptul că fica unei deputate PAS ar fi fost vizată în 6 ce ne au descoperit la serviciu vamal la aeroport, ar fi fost reținut de ei atunci, pe 1 aprilie, tot el pe 1 aprilie i-a cerut public deputatei să renunță la mandat. Și aici chiar apare întrebarea de, dar trebuie pentru faptele cuiva care de amoare peste 18 ani, care copilul tău solicită asta, sau asta e de dragul reputației partidului sau partidul totul în un fel de familie. E greu de înțeles. Au mai urmat câteva consecințe care pe urmă ne dau și alte exemple decât răspunsul sau decizia, indecizia probabil, al deputatei Cazacu din pas, Victoria Cazacu. Deci, Igor Gros pe 1 aprilie, poate de asta nu, nu, a cedat mandatul că el pe 1 aprilie i-a șerut. Hmm. Ai șutnic! A mai încearcă. Da, adevărat, că a mai încercat. Deci doamna Cazacu, da, i s-a cerut să depună mandatul. Pe 1 aprilie, Gorogoros a cerut asta. Doamna Cazacu susține că fiica sa, nu a fost reținută și a amintit despre importanța prezumției nevinovăției. Ok, am înțeles. Cazacu spune că nu-și va depune mandatul și va rămâne deputat neafiliat pentru că pasă timp Biroul Permanent Național al Partidului Acțiuni și Solidaritate, o exclusă din partid pe deputata Victoria Cazacu. E ca o situație. Adică și situația. Adică, doamna credeți? Victoria Cazacu rămâne să fie deputat în Parlament. Dar nu va mai fi deputată din partea PAS? Am mulți mâini, man poate, să-i facă din un ochi, așa. ce înseamnă o foarte bună pradă pentru restul, <gri> care de-abia așteaptă și eu foarte tare. Îmi doresc ca doamna Victoria Cazacu, care a considerat că trebuie să existe acest respectat principiul prezumției nevinovăției și nu și-a depus mandatul, asta înseamnă că omul chiar se consideră nedreptățit. De ce eu trebuie să răspund pentru faptele fiicei mele? E un om adult, vaccinat, autonom, separat de mine, de ce eu trebuie să răspund pentru ea? Hai să admitem lucrul ăsta. Dar acum, dacă doamna Victoria Cazacu, rămânând deputată în Parlament, ne neafiliată... Hai să ne punem în pielea acestor personaje, că tu fiind Igor Grosu, da. Tu mai da, cred că, cred că ar fi corect. Atâta timp cât există această problemă de integritate la nivel de un deputat din echipa pe care tu vrei ca toată lumea să o creadă corectă. Chiar dacă e vorba de fix, așa nu-i nimic demonstrat, da? Uh, discutabil. Vezi? Cred că da. Și cred că doamna Cazacu, dacă a considerat că este. Ar fi generat. Are acum datoria morală, rămânând deputată neafiliată, să continue să promoveze valorile pentru care a fost votată și a în Parlament. Pentru că, dacă se va întâmpla ceea ce a fost ani de zile în Parlament și toți neafiliații, țineți voi minte toate istoriile cu negoțul. Cine dă mai mult? Acolo se duc neafiliații. Da, noi parcă s-a închis piața asta, nu știu știți știi de mult, dar eu sunt sigur că doamna Cazacu ar atrage atenția multor oameni interesați în Îi dorim în continuare achiziții. să demonstreze integritate. Asta. Cred că trebuie să se întâmple la fel cum trebuie justiția să demonstreze că cei care au fost prinși uh, sunt sau nu poartă sau nu vină. Un alt, de, uh, un alt uh, inspector al serviciului vamal este fiul, după cum am mai menționat al deputatului socialiștilor Radu Mudreac, da. dar nimeni lui nu i-a cerut să și depună mandatul. Din socialiști, nimeni nu i-a cerut, de ce? Pentru că socialiști își protejează oamenii. Și așa sunt puțin tei, înțelegi? Da, mai da. Și Radu drag, nu e ultimul de la coadă. El chiar acolo este în prima linie la socialiști. Așa că socialiștii, spre deosebire de pas, n-au cerut deputatului lor să-și depună mandatul. Iar celălalt este fiul fostului deputat din partea PD, Brașovski care nici n-a comentat evenimentul El în e unicul plasat în arest la domiciliu. La domiciliu, da? da. Da, prieteni, și credeți voi, pe, pe care parte acestei baricade morale sunteți? Sau în general nu-i baricade, sau e pur și simplu o decizie politică a biroului permanent PAS, a domnului Grosu, a domniei Cazacu, respectiv? Pentru că tot în același context, în contextul acestor noutăți, noi urmărim cum directorul serviciului VAMAL, la distanță de cât două zile, trei zile, pe trei, da? Sau pe patru a fost, patru aprilie, ieri, a zis 5, corect. Deci la distanță de trei zile, șeful serviciului Vamal anunță printr-un text că își depune demisia, da? Își dă demisia. El, într-un text mult mai lung, a vorbit despre cum a încercat să construiască din serviciu mai mal un, un modern european, dar, din păcate, Odată cu, iată, uite, ta-ta-ta-ta, iată aici, iată aici, iată aici, lupta împotriva corupției este un efort de lungă durată și cred că este nevoie de o energie nouă pentru a accelera și a duce la capăt această misiune. Iar nou conducător trebuie să pună accent sporit pe domeniul integrității instituționale. E, e curios, omul chiar a plecat condiționat doar de această știre, de de faptul că a aflat că printre angajați, oricât eforturi, oricât eforturi de a moderniza instituția depune domnul Talmazan sau a depus, n-a reușit și lipsa de onestitate și integritate a unor angajați l-au făcut pe dânsul să depună demisia. De Eu am văzut astăzi mai multă lume dedicându-i postări foarte frumoase. Nu l-am cunoscut, nu avem cum să ne exprimăm, dar postările pe care le-am văzut despre acest Igor Talmazan par a fi despre un om onorabil și despre un om profesionist, despre un om care era la locul lui și își făcea bine treaba dacă omul a considerat că această pată n-ar trebui să rămână pe reputația sa și și-a dat demisia, nu putem decât să-l felicităm pentru această demisie de onoare. Pe de altă parte, postările care le-am văzut ziceau despre faptul că, uite, au fost oameni foarte buni și au fost enumerați mai mult de-al de, Nicu Popescu, Marcel Spătar, Igor Talmazan și taman cei care sunt cei mai decenți, cei mai profesioniști și cei mai la locul lor, taman ei pleacă din funcție. Eu cred că oamenii de treabă, dacă Igor Talmazan este unul de acesta, n-am avut ocazia să-l cunosc, neapărat își va găsi locul lui după acest serviciu mal, deci nu se termină lumea. Oamenii de treabă sunt necesari în diferite structuri și în diferite instituții. Pe de altă parte, mie începe să-mi placă tot mai mult această practică a demisiilor de onoare. Uh, am mai fost martori în ultimii ani uh, de câteva demisii de onoare, și cred că ele sunt foarte necesare în asemenea situații, <laughs> pentru că să ele să creează mă... un soi de precedent cu care noi deja trebuie să ne obișnuim. Păi, cazul să apară și angajări de onoare. Angajări de onoare. Eu, azi, am decis să, să mă angajez onorabil, onorabil într-o instituție de noi O! Oh! Dacă omul, dacă omul a venit. Dar mie mi se pare important să mai menționăm și o parte de istorie pe care am descoperit-o cercetând această știre. Bine, vine ea din partea unui... unui fost singur chef, om, o singură fost, sursă. Fost șef moldață a Sorin Statii, da? Care e o voce ce mai aruncă în spațiu public tot fel de informații pe care... Pot să le crezi, pot să nu le crezi, dar să le auzi, să le citești, cel puțin merită. Și, Sorin Stati uh, a explicat povestea sau istoria întâmplată de la Serviciul Vamal de la Aeroport, prin uh, a dezvălui, de fapt, ce a fost până la asta. Pentru că, doamna Diana Cazacu, fica deputații Victoria Cazacu, se pare că a muncit până în anul 2022. Doi. În, la Serviciul Informației și Securitate. La SIS, exact. Și cei de la ziarul de gardă au cercetat declarația pe venit a doamnei Cazacu, a Dianei, ca să, mă rog, să vadă ce proprietăți are și a descoperit că ea nu este publică, ceea ce este specific pentru angajații SIS ori Diana Cazacu din 2023, 2022 nu mai muncește la SIS. Fiind contactați cei de la SIS de către ziarul de gardă, ei au spus că într-adevăr doamna Cazacu nu muncește la noi, dar noi nu știm de ce declarația pe venită a acestea nu este făcută publică. Dacă tot ea lucra la alte instituții de stat. Și da, în asta alt e, asta important, un alt detaliu important, că doamna Diana Cazacu în 2022 a plecat de la SIS pe, din cauza unei, uh, unui unui... Um, istorie, dacă putem să o numim așa, de hărțuire sexuală. Să, puteam să-l citem pe Sorin Stati. Da. El menționează că doamna Cazacu, fiind agajată la SIS în secția care se ocupa cu filarea și alte măsuri speciale de investigație, a depus un denunț la PC Cox pe faptul hărțuirii sexuale înfăptuite de Vitalie Ojoch. ci că dosarul ar fi fost mușamalizat, iar Diana Cazacu a fost impus să, să se concedieze. Amu, e mai lungă postare aici, dar ca să înțelegeți, ca și cum acest Vitalie o acum fiind în rol de om care monitorizează serviciul VAMAL, ar fi pornit această operațiune coordonată cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Deci nu doar pentru a se... Uh, cum se cheamă? Cum e revenge? Are, a se răzbuna. A se răzbuna, da? Pideana, conform spuselor domnului state, dar și pentru a-l înlătura pe Igor Talmazan cu o persoană mai docilă pentru a asigura înfăptuirea schemelor de proporții sub monitorizarea șefilor corupți de la SIS. Eu m-aș bucura, dacă omul pretinde că are informații și grește de spitată asta, măi, dar mai de o leagă le de hint de, știi, de ce să mă agăț eu, că noi toți putem să spunem asta, dar e greu de crezut în asta când nu sunt niște probe, nu? Când tu zici că PAS e o sectă, chiar că ea controlează fluxuri de bani de la aeroport, te mai măcar o lecuță, că zâni și nici de ce o beneficiat în ultimii ani din ăștia din pas ca eu zic, a, make sense, ok, capăt contur teoria asta. Dar poate e, e util să facem cunoștință și cu asemenea teorii, ce puțin noi nu cunoșteam despre un scandal și despre dosarul pe, pe, faptul hărțirii sexuale a Dianei Cazacu. Și Dar mai există este lume în comentarii da. care zici că poate Igor Grosu cerându-i în repetate rânduri doamnei Cazacu să-și depună mandatul, poate el cunoaște mai multe decât cunoaște ochii public. Anyway, dacă voi vreți să intrați profilul domnului în State, uh, încercați să faceți ab abstracții de aceste imagini despre cu vendeta. Asta din start, știi, trezește trebuie să leacă din încredere, adică, băi, ok, tu vrei un, o informație de interes public, să o dai în public, dar spate fără aerul ăsta de vendeta sagia, eu vreau să arăt și chinuri în trecut. Știi chiar, că e ca necunoscându personal, e greu să, nu? -te să te asociezi și să, ai încredere într-un text care ar putea să fi scris de frustrar profundo personal.